Polițiștii slătineni și-au propus ca prin pagina de pe rețeaua de socializare să-și promoveze activitatea și să se apropie de cetățeni. Speră chiar să primească ajutorul oamenilor în depistarea celor certați cu legea. Un lucru foarte bun, ca lumea să știe, să fie adus la cunoștință, că noi încercăm să ne facem datoria așa cum trebuie. Părerile slătinenilor despre inițiativa polițiștilor locali sunt împărțite. După primele postări, constând în fotografii și câteva filmulețe, ei au primit deja sute de cereri de prietenie. Nu-i vedem toată ziua pe stradă, la ce să mai promoveze? Nu vă rost. Am o părere proastă, n-aș dori să aibă o pagină de Facebook, că aici e doar pagina de socializare, nu e de informare. E un lucru bun. Mi se pare ceva normal, toată lumea are o pagină de Facebook. Conducerea instituției, care a aflat de la ziariști de inițiativa subalternilor, nu s-a arătat încântată de gestul acestora și a declanșat o anchetă. Urmează să facem verificări, să identificăm persoanele responsabile cu astfel de montări și vă vom comunica un răspuns oficial. Atât pot să vă spun la ora actuală. Țin să precizez că Poliția Locală este serviciu în cadrul primăriei Slatina, iar orice activitate de promovare a unei instituții publice se face pe pagina oficială a instituției. Nici unul dintre polițiștii locali din Slatina nu a vrut să spună cine a avut inițiativa înființării acestei pagini, care acum a fost blocată.